O bucățică de autostradă cât o uliță a unui sat, nici mai mult, nici mai puțin decât 14 kilometri. Atât au inaugurat autoritățile. Au pus și panglică, atâta tot că nu s-au făcut de toată minunea să meargă ei înșiși să o inaugureze. L-au lăsat pe un șofer oarecare să taie tricolorul care deschidea tronsonul cuprins între unghieni și iernut. Și, ca în filmele cu proști, ca să mai și arate cât de mică e dunga de autostradă, i-au pus pe doi dintre angajații firmei constructoare să alerge toată distanța. Normal că au putut. 14 kilometri i-au fluierat. Dar autoritățile nu se lasă descurajate. Ele cred că pic cu pic se face mult, așa că promit că până la finalul lunii vor fi gata mai multe porțiuni din autostrada Transilvania. Anul acesta 60 de kilometri vor fi deschiși circulații până la sfârșitul anului. Și 100 de kilometri sunt practic construiți. De ce? O să mă întrebați precis, de ce nu se circulă și pe ceilalți 40 de kilometri care ar fi urmat să compună cei 100 de kilometri pe care se circula? Pentru că pe loturile, cele două loturi de pe Lugoj-Deva sunt exact 2 km, hai să spunem maximum 3 km din cei 43 care nu au fost finalizați până în acest moment. Și deși avem 40 de km cu asfalt, acești maximum 3 km nu ne permit să deschidem circulația în condiții de siguranță. Ieri a fost inaugurat un alt tronson din autostrada Transilvania, lotul Ungheni-Ogra, și mai mic ca cel de azi, 10 km. Valoarea totală a celor două investiții se ridică la 320 de milioane de lei.